Polițiștii secției 6 Sarasău au fost sesizați despre faptul că pe raza comunei Iremeți un bărbat a fost atacat de un animal sălbatic. La fața locului, oamenii legii au identificat victima ca fiind un bărbat de 37 de ani din Iremeți, iar primele verificări au arătat că acesta ar fi fost atacat de un urs. El a fost transportat la Spitalul Municipal Sighetu Marmației pentru îngrijiri medicale, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Firma de transport în comun Urbis Baia Mare anunța că începând cu data de 10 martie în zilele lucrătoare, autobusul de pe linia 5 va avea plecarea de la Urbis la ora 6:45 de minute, în loc de ora 6:30. De la compresoare va porni la ora 7:15 minute, în loc de ora 7. Inspectoratul de jandarm județean Maramureș este în doliu. Mircea Gălătuș, angajat al IJJ, a plecat să mențină ordinea și siguranța într-o altă lume. Avea 50 de ani, iar colegii săi de până acum sunt alături de familia greu încercată. Ei aduc un ultim omagiu celui care a fost un bun coleg, prieten, soț și tată, rugându-l totodată pe bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în liniște și pace.